să tot ai. Prietenul la nevoie. Nor că a venit Simona Dragomir, că despre sănătate nu e așa, vorbim cu ea lunea și miercurea. Bună dimineața! Neața, bună. Ești foarte rock în dimineața asta, ce-i cu tine? Cum? Ești foarte rock. Am zis ținuta potrivită de patinoar, nu? A, de patinoar, de mol, de lucruri de genul ăsta. Cum îți place la noi la promenada? Foarte frumos. E frumos, și nu? Mă simt încă așa, ca într-o mini-vacanță. Da, mi-e spui, ia auziți cum cântă cucu, știți deja, e strigătul nostru de luptă. Ce ne-ai adus astăzi la Bună Dimineața Sănătate? Mă gândeam să vorbim despre cum ar trebui să ne îngrijim ochii iarna, pentru că iarna ochii pot avea de suferit din cauza frigului, a vântului, a ninsorii, bine, acolo unde ninge. Poate deveni ochiul uscat, poate apărea senzația de mâncărime, iritare. Ce avem de făcut? Aflăm imediat. Dimineața cu Răzvan și Dani. Cum ne îngrijim corect ochii iarna? Iarna ar fi trei aspecte asupra cărora aș vrea să insist. În primul rând, faptul că stăm în camere cu încălzire, automat aerul este mai uscat și atunci trebuie să ne protejăm suprafața ochilor folosind picături de lacrime artificiale și există și cu vitamine A și E care să refacă suprafața filmului lacrimal. În al doilea rând, trebuie să avem umidificatoare în camere, iar la purtătorii de lentile de contact, aceștia sunt mai expuși și se recomandă să-și folosească de asemenea lacrime artificiale mai viscoase, dar compatibile cu lentilele de contact. Aceeași problemă a ochiului uscat se resimte și afară, în condiții de frig, vânt puternic, când deseori pacienții lăcrimează sau au senzația de uscăciune oculară. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare aspectul pe care îl realizează zăpada. E vorba de reflexia razelor solare, care devin mult mai puternice și mult mai periculoase pentru ochiul nostru. Mă refer aici asupra corneei, asupra cristalinului, cu posibilitatea apariției cataractei, respectiv asupra retinei. Toate astea se contracarează purtând o pereche adecvată de ochelari de soare, cu protecție foarte bună UVA, să fie UVA și UVB anti, 100% protecție. Cei cu dioptrii pot practica sporturi de iarnă? Bineînțeles, există ochelari de soare cu dioptrii, există varianta lentilelor de contact ce pot fi purtate pe sub ochelarii de protecție sau de soare și, bineînțeles, există chirurgia refractivă cu laser. Asta înseamnă că, printr-o intervenție foarte scurtă și prietenoasă, putem să le corectăm pacienților noștri dioptriile. Dacă pacientul este miop, îl putem sau se poate considera norocos pentru că există pentru ei o tehnică nouă modernă ce permite revenirea la o viață normală fără nicio restricție în 72 de ore după operație. Cum ne alegem ochelarii de protecție iarna? Fie că suntem în oraș, fie că suntem la munte, trebuie să ne alegem ochelari cu lentile care au protecție 100% la radiațiile ultraviolete și ar fi indicat să fie și polarizate. Lentilele polarizate elimină strălucirile orbitoare și mărește contrastul culorilor. Contează ce culoare are lentila? Pentru zilele cu soare se recomandă lentilele închise la culoare, maro, verde sau gri, nu contează, iar pentru zilele norate se recomandă culorile deschise, galben sau portocaliu. De asemenea, pentru ochelarii de protecție se recomandă lentile din policarbonat, material care este 12 ori mai rezistent la impact decât lentilele standard. Specialiștii avertizează că ochii deschiși sunt ceva mai sensibili. Ei, asta nu înseamnă că ochii de culoare căprui sau negri n-ar trebui să fie și ei protejați. Atât pentru astăzi. Ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Neața, ca să spunem bună dimineața, sănătate, zi minunată să avem în continuare și să profităm de tot ce avem. Mulțumim tare mult, Simona. Vorba lui Oprișan, am probleme cu vederea, nu mă văd nimic făcând astăzi sau făcând nimic astăzi.